Bun venit la un nou episod al podcastului Verde, o inițiativă Green Steel Lab, în parteneriat cu proiectul Tehnologiei Viitorului în Moldova, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie. Scopul nostru este să discutăm cu autoritățile publice, mediul de afaceri, mediul academic și societatea civilă despre subiecte precum eficiența energetică, schimbările climatice, reziliența și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Dorim să învățăm împreună și să sensibilizăm publicul larg și întreprinderile cu privire la importanța eficienței energetice și a economiei circulare. Aducem informații și sfaturi practice de la cei cu experiență în domeniu pentru a îmbunătăți abordările și practicile privind eficiența energetică. De asemenea, ne propunem să împărtășim istorii de succes care să stimuleze inventivitatea și să ofere inspirație pentru alți inovatori și întreprinzători. Astăzi avem o invitată deosebită, care și-a construit o carieră impresionantă punând un accent semnificativ pe digitalizare. Pe lângă o educație vastă în domeniul juridic, managerial și limbi străine, educându-se sectorului energetic, ea sprijină inițiativele inovative în calitate de secretar de stat, ceea ce o transformă într-o voce remarcabilă și influentă în transformările majore din industria energetică a Republicii Moldova. Și după cum am convenit, astăzi discutăm cu doamna secretar Cristina Pereteatcu, dar pe parcursul emisiunii va fi Cristina. Mulțumesc tare mult! Și eu îți mulțumesc tare mult, Veronica, că m-ai invitat și hai să discutăm despre inovație. Fenomenal! De ce ești invitată astăzi? Deoarece acum ceva timp, câteva zile, săptămâni în urmă, ai mers în Parlament și ai susținut un proiect de lege. Un proiect de lege care probabil că, nu știu, să ne spui tu ce a fost în culisele acelor discuții, au strănit mai multe întrebări din partea deputaților. Proiectul privind inovații, da? proiectul privind spațiile în care urmează să fie testate inovațiile, sau așa cum îi mai spunem noi, proiectul Sandbox. Ce ar fi asta? Cred că o să-i spunem proiectul Sandbox, pentru că noi am încercat să găsim un echivalent în limba română, dar nu i-am găsit. Dar dacă o traducem modul în engleză, este nisipieră. Și ce presupune această nisipieră? Este un teren de joacă, dar totuși reglementat, în care orice inovator, cercetător, startup sau companie cu renume poate să vină și să se joace un pic. În ce sens? Deci să-și testeze ideea, având un mediu reglementat, în același timp flexibil, și foarte important că poate greși fără a face o investiție substanțială. Pentru că este un test și nu se aplică la scară largă. Și da, am pornit cu acest proiect un an în urmă, când aveam încă o idee foarte vagă ce înseamnă acest sandbox, și cu ajutorul partenerilor de dezvoltare am început să studiem experiența altor țări în acest sens. Cum implementează alte țări inovațiile în energie și, de fapt, ce presupune acest sandbox. Noi avem un model absolut deosebit și sunt bucuroasă de acest fapt, anume din motivul că inovația este egal cu viteză. Ceea ce astăzi este nou, peste un an s-ar putea să nu mai fie o inovație. Și pentru că în foarte multe țări înregistrarea acestor inovații durează până la 5 ani, respectiv, asta descurajează companiile care vin cu aceste inițiative, companii care au uh, R&D dezvoltat sau R&I, Research and Innovation, și Republica Moldova este o țară uh, birocratizată, dar nu într-atât. Respectiv, noi ne propunem, iată, în drumul nostru și spre Uniunea Europeană, dar și spre această tranziție verde să investim foarte mult în inovații pentru că cred că criza ne-a învățat că trebuie să fim foarte creativi și să ne gândim cum altfel ne putem mișca spre această energie curată. Spuneai cumva că înțelegerea lucrurilor ce înseamnă acest sandbox pentru domeniul energetic acum, la trecerea unui an în perioada în care uh, voi ca instituții, noi ca stat am avut suportul inclusiv partenerilor de dezvoltare, deja este mult mai clară, da? Există astfel de inițiative sau astfel de uh, programe aplicate în alte țări? Ai văzut undeva uh, ceva similar? Am văzut ceva similar, bine, nu chiar similar, uh -huh. pentru că înveți din uh, exemplu altor țări, dar în același timp vrei să creezi ceva inedit. Am fost într o vizită de studiu în Danemarca anume într-un laborator care se numește Green Lab. De altfel este la 400 de km de Copenhaga. Ne-au spus că nu găseau o bucată de pământ, că bine, nici Danimarca nu este foarte mare. Dar acolo testează, spre exemplu, producerea energiei din hidrogen, producerea energiei din biogaz. Au o platformă digitală de tranzacționare a energiei și respectiv totul se întâmplă la nivel digital, ei cumpără între ei energie cumpără vânt, fără a interacționa foarte mult, și a, ei au pornit cu mulți ani în urmă acest proiect au avut susținerea primăriei. Au investitori inclusiv din Statele Unite, din Germania, au companii foarte mari și cred că pentru noi, anume, exemplul lor ar putea putea fi așa un drum pe care să-l parcurgem și noi, dar la un pas un pic mai, mai, rapid, anume datorită faptului că noi în sectorul energetic am vorbit foarte mult despre doar combustibilii fosili, pot să zic, și noi suntem foarte așa deschiși spre a fi mult mai, mai creativ și spre a renunța treptat la tot ce înseamnă combustibilii fosili și tot ce e, înseamnă gaz cu efect de seră, gaze cu efect de seră. Ce trebuie să înțeleagă companiile sau uh, inventatorii din Republica Moldova? Uh, care sunt beneficiile pentru ei? Uh, ținând cont de această lege care a fost aprobată de Parlament. Trebuie să înțeleagă, în primul rând, că iată Ministerul Energiei, fiind o instituție care elaborează politici, uh, proiecte de lege, în cazul dat, acest proiect de lege, este gata să-i susțină. Pentru că orice inițiativă, ca să poată să fie aplicată la scară largă, are nevoie, în primul rând, de un cadru normativ, are nevoie de un spațiu fizic unde aceste inovații pot fi testate. Și dacă se demonstrează că acestea, într-adevăr, sunt ceva nou, aduc o valoare adăugată, dar și contribuie la diversificarea surselor de energie. În țara noastră, spre exemplu, da, ei au toate șansele, iată, să facă parte din, din acest sandbox. Deci noi, pe de o parte, ne-am propus să susținem companiile locale, persoanele fizice locale, dar pe de altă parte să aducem și companii mari în Republica Moldova, pentru că drumul ăsta spre energia curată poate fi foarte interesant. Dacă ai un cadru legal de acest gen și dacă ai suportul statului. Și vreau să menționez că acum a fost aprobat un cadru legal primar, o lege mai generală, care urmează să fie complementată cu două regulamente. Un regulament va fi al Comisiei, care va. Aproba sau nu va aproba aceste inovații și un regulament al secretariatului, care este un pic mai dificil. Deci, secretariatul va fi acel filtru prin care vor trece toate aplicațiile, și locale, și internaționale. Secretariatul, uh, îmi cer scuză, va identifica acei care urmează să intre în sandbox? Uh, da, secretariatul, exact, va fi acel, uh, acel filtrul filtru care va fi localizat în, uh, în minister și iată noi sperăm că în august vom deschide consultările publice că am vrea să ne întâlnim cu toți cei interesați deci să fim maxim transparenți și să înțelegem care sunt necesitățile lor și nu vrem să îngreunăm foarte mult acest proiect pentru că asta și ne-am propus să-i ajutăm pe toți ne mișcăm la pas rapid cu uh, aceste inovații și din uh, comisie, apropo vor face parte membrii Ministerului Energiei, Ministerul Mediului, Agenția Națională de Reglementare Energetică, Serviciul Informației și Securitate, pentru că este infrastructura critică da. și trebuie să fie aici. Centrul Național de Energie Durabilă, Universitatea Tehnică, Institutul de Energetică și la necesitate trei experți independenți. Va exista un termen, o perioadă în care uh, acel antreprenor sau uh, persoană fizică are dreptul să desfășoare această activitate în sandbox sau va fi nelimitat cumva? Uh, nu poate să fie nelimitat, că asta și este ideea acestui sandbox. Deci ai uh, un. Uh... Termen de maxim șapte ani, iar dacă invenția ta este extrem de complicată și în decurs de șapte ani n-a reușit să demonstrezi că este ceva wow, mai ai cinci ani la dispoziție, dar ideea este să mergem la pas rapid pentru că sunt inovații care, mă rog, pot fi aplicate imediat, sunt din astea mai complicate, care au nevoie de mai mult timp. Deci, cred că noi vom fi suficient de flexibili ca să înțelegem și noi la rândul nostru, pentru că este ceva nou și pentru, pentru noi, cum aceste sandbox-uri pot funcționa și, mai mult decât atât, aduce un, un beneficiu. Și dacă o să-mi permiți, Veronica, o să intru aici un pic în istorie, că ziceam că am studiat și eu un pic de unde a apărut acest sandbox. Mm -hmm. Și lumea zice că a apărut de la necesitatea de a acoperi cererea de energie, pentru că populația globului pământesc este în continuare creștere, respectiv trebuie să fim suficient de inventivi. Deci, când renunțăm la combustibilii fosili, noi trebuie să găsim alte surse de, de energie. În al doilea rând, factorul economic. Pentru că Economia depinde de, de energie, și noi trebuie să fim iarăși suficient de creativi ca să găsim alte surse de energie. În același timp, acest factor economic presupune că, din moment ce o invenție de-a ta poate fi aplicată la scară largă, pot fi deschise și multe locuri de muncă, locuri de muncă verzi, dacă am putea să le spunem în, în felul următor. În Republica Moldova, spre exemplu, asta ar însemna și ar juca un rol semnificativ când vorbim despre securitatea energetică, pentru că actualmente noi importăm practic tot. Și asta nu ne face mai, mai independenți. Din moment ce ai energie produsă pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv pot zice că stăm bine la capitolul securitatea energetică. Eu cred, sunt foarte optimistă de fapt că deja am fost contactată de, de multe persoane și local și internațional care sunt interesate de acest uh, proiect și chiar chiar mă inspiră. Eu mm. tare cred că noi o să reușim să facem ceva inedit. Care sunt următorii pași în vederea implementării acestui legi? Spuneai că în august urmează să fie făcute audieri publice și, per general, da, în cont de experiența sau cel puțin ceea ce ați văzut în timpul vizitei de studiu în Danemarca. Din punctul tău de vedere, acest sandbox ar putea revoluționa piața energetică, sectorul energetic în Republica Moldova? Uh, da, deci să încep cu următorii pași. Avem aceste regulamente care vor fi gata într-o lună, așa ne-am propus. Trebuie să le discutăm cu Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, pentru că Businessurile sunt interesate în acest proiect de lege, să primim feedback, să mai organizăm și o consultare publică, să le trecem prin guvern, pentru că acestea nu au nevoie să fie aprobate sau votate de către deputați, doar la nivel de, de guvern. Și aș vrea să fac și un workshop cu cei interesați locali, un workshop cu prezență fizică să le explic cum pot aplica la acest sandbox pentru că vom avea și o pagină, poate nu dedicată, dar inclusă pe pagina ministerului, deci să le explic toți pașii, cum pot aplica, să le ofer tot suportul, dar în același timp să mă asigur că secretariatul este foarte obiectiv când filtrează. Aceste idei. aceste idei. Apropo, una din uh, idei care a fost foarte mult uh, discutată la etapa inițială când elaboram legea, ce facem în situația în care noi avem o companie cu renume din străinătate care are o idee interesantă, uh, care ar fi un setbox potențial, uh, și o companie locală care are aceeași idee. Și am decis că îi lăsăm pe ambii. Și cine reușește, acela uh, merge mai, uh, mai departe. Dar ceea ce este bine în acest sandbox este faptul că tu nu faci o investiție majoră. Deci tu vii și testezi în, în acel spațiu desemnat pentru a-ți încerca sau a testa creația ta și poți depista riscurile la faza inițială, ceea ce înseamnă că nu cheltuiești foarte mulți bani, în același timp depistezi riscul și poți să fii suficient de flexibil ca să manevrezi cu această inovație, astfel încât să încerci să încerci, deci să încerci să greșești, să încerci până ce nu da, reușești. Dar nu folosim de resurse extrem de multe. Exact. Și dacă asta se dovedește a fi, mă rog, utilă pentru o țară întreagă, atunci poftim, statul poate beneficia de această de inovație și aici am putea vorbi, spre exemplu, iată la ora actuală, noi vorbim foarte mult despre panouri solare, despre energie euleană, despre energie produsă din, din biomasă, dar toate chestiile astea se schimbă în sensul în care panourile solare devin și ele mai subțiri, am vorbit cu o companie din Elveția care produce uh, panouri solare, uh, în loc de jaluzele, hmm. spre exemplu, pentru pe care pot să le uh, folosești și ca să-ți casa, mă rog, apa, tot felul de lucruri. Uh, asupra... uh, deci Se întâmplă tot felul de chestii uh, de care cred că noi cunoaștem doar din auzite sau cunoaștem pentru că citim și ne informăm despre asta, dar nu le putem aplica în, în viața reală. Și iată aici, ne trebuie să facem un pas foarte important să digitalizăm sectorul energetic, ca să putem încadra toate aceste soluții noi în rețelele noastre care, din păcate, nu sunt foarte noi. Și ai spus un cuvânt la care probabil că cei care ne ascult vor spune digitalizare, sector energetic, care este legătura? Păi digitalizarea, în general, există în foarte multe sectoare și ne face viața mai ușoară deja de, de mulți ani, și anume Republica Moldova, digitalizarea întârziat să vină în sectorul energetic. Care Din... sunt proiectele actualmente discutate sau pe care le aveți pe masa Ministerului în, sectorul, în domeniul digitalizării? Păi, iată, digitalizarea pornește cu acel cântor inteligent, cu acel tarif diferențiat care este menit să schimbe relația stat-cetățean în sensul în care un consumator care vede cât consumă și care are tarif diferențiat poate să, să își schimbe comportamentul, spre exemplu să include anumite echipamente de casă la ora când tariful este mai mic. Mm -hmm pentru energie electrică. Din păcate, noi acum toți consumăm dimineața-seara în mod obișnuit, cât că pe această caniculă noi consumăm cu mult mai mult, pentru că este insuportabil de cald. Dar asta ne responsabilizează pe toți să ne modificăm comportamentul și, într-un fel, iată, să ne adaptăm la aceste schimbări climatice, pentru că nu avem altă da, ieșire din, din situație, dar revenind la digitalizare. Ce presupune această digitalizare? Este citirea exactă a datelor. Noi acum nu avem un, o imagine, să zicem, foarte obiectivă, într-un fel operăm în ceață și dacă noi am avea iată, acest sistem de management energetic, noi am putea preveni pierderile, noi am putea gestiona aparatele casnice de la distanță, spre exemplu, eu sunt sigură că nu vorbesc acum science fiction, dar din telefon aș putea să-mi conectez mașina de spălat, știind că acum beneficiez de un tarif mai mic la energie electrică. Și am putea, datorită acestei rețele inteligente, să încadrăm în rețea energie verde, energie regenerabilă. Deci uh, sunt țări în care consumatorii sunt obligați uh, pe zi să rog, procure un anumit procent din energie solară sau energie eoliană sau cea produsă din, uh, din biomasă. Iată, eu tare îmi uh, doresc acest viitor uh, pentru Republica Moldova actualmente, dar realitatea altor țări, uh, deci să se mute la noi, să migreze să mai mult mai, da, la noi. Da, exact. La momentul actual, că ai vorbit de contorizare inteligentă, la momentul actual urmează sau sunt desfășurate careva proiecte care presupun contorizare inteligentă? Ca să înțeleagă și cei care îi urmăresc, uh, sunt. vorbim noi... despre energie electrică. Da, noi vorbim despre energie electrică și, în general, este momentul în care trebuie să-l ținem minte că în drumul nostru spre 2050 spre această acest net zero despre care noi vorbim, noi trebuie să electrificăm sectorul energetic. Uh, și asta este costisitor. Uh, noi am lansat un proiect anul trecut cu contor contorizare uh, inteligentă, care când l-am lansat am crezut că o să fie cu mult mai ușor, uh, și uh, s-a dovedit că nu este atât de ușor, uh, pentru că sunt diferite situații uh, care sunt, uh, cred că, mai, mai greu de gestionat. Noi am reușit actualmente să instalăm în jur de 3500 de contoare. Problemele cele mai mari sunt de uh, mentalitatea noastră, de mentalitate, frica de schimbare Frica de schimbare, sunt de acord, oamenii necesită să fie educați, să le se explice ce înseamnă această digitalizare, care este beneficiul uh, Și că noi putem să aplatezăm curba de consum doar dacă vom fi așa solidari ca și comunitate Pentru că asta nu suntem uh, de la moment... Andreu a publicat coeficienții tarifari, deja mă informează distribuitorii că beneficiarii nu sunt de acord cu acești coeficienți. Deci există probleme pe care trebuie să le depășim, dar la sfârșitul acestui proiect noi trebuie să venim cu un studiu cost-beneficiu, ca așa presupune legislația și atât dacă acest cost-beneficiu demonstrează faptul că contoarele inteligente împreună cu toate serverele cu softurile care citesc datele, le transmit, ne ajută pe noi să ne, să înțelegem mai bine care este comportamentul nostru vis-a-vis -vis de energie electrică, atunci înseamnă că Agenția Națională de Reglementare în Energetică obligă distribuitorii să digitalizeze sectorul energetic. Asta înseamnă să procure contoare absolut pentru toți consumatorii Republicii Moldova, asta ar fi în jur de 1.300.000. Dar asta ar veni exact din contul consumatorilor, pentru că tot asta este inclus în, în tarif și, mă rog, un contor, să zicem, monofazat, un contor inteligent monofazat, este în jur de vreo 50 de euro, ceea ce nu este atât de scump. Dar tot sistemul este foarte scump. Iată... Ceea ce stă în spatele contoarelor. Ceea ce stă în spatele contoarelor, da, este scump și cred că oamenii... Pe de o parte, înțelegem că au obosit pentru că prețurile au crescut semnificativ și ultimii ani au fost destul de dificili pentru cetățenii Republicii Moldova. În același timp, noi nu avem cum să facem această tranziție. Pieta nu mi fără partea asta de digitalizare. Care. Ok, dacă corect am înțeles, 3500 le avem deja instalate. Mai și... avem 32. 32 de, de mii. Sunt licitațiile care sunt prelungite pentru că noi ne-am fi dorit foarte mult să avem contoare de la producători diferiți. Din acest considerant au fost prelungite licitațiile, dar noi am putea face acest studiu de cost-beneficiu inclusiv deja cu cele. Da, 3500 3, de contoare. Care sunt. Uh... Principalele beneficii pe care le aduce digitalizarea Te am discutat un pic subiectul ce ține de contoare inteligente uh, pentru energie electrică. Mi-am dus ca aminte acum din experiența pe care am avut-o la canal, fiindcă tot uh, am inițiat un astfel de proiect uh, de instalare a contoarelor uh, cu citire la distanță pentru uh, apă. Exact aceeași reticență și exact același uh, frică de schimbare, inclusiv din partea consumatorilor. Uh, cu toate că probabil că supresiunea societății în bloc, oricum, toată lumea până la urmă a fost de acord și s-au instalat. Dar care ar fi alte domenii de intervenție a ceea ce înseamnă digitalizare pentru sectorul energetic? Deci, o să încep cu, cu beneficiile care sunt multiple. Spre exemplu, o să ne imaginăm că iată eu, în calitate de consumator, am un contor inteligent acasă eu uh, îmi pot uh, ajusta comportamentul, deci în primul rând eu pot uh, încă nu acum, pentru că noi în continuare avem contract cu, doar cu un gres. de acolo procurăm uh, 80% din energie electrică, dar uh, din anul uh, 2025 piața va fi liberalizată de facto. Ceea ce înseamnă că eu pot să-mi procur energie așa cum îmi convine mie, unde este Unde este mai ieftin respectiv. Eu singură gestionez uh, relația mea, eu sunt acel care decide relația cu, cu furnizorul și de care energie eu cumpăr. Eu uh, pot să, spre exemplu, care ar fi pentru distribuitor uh, beneficiu este faptul că el uh, poate vedea pierderile. Ceea ce nu se întâmplă acum. Pierderile, și pierderile sunt uh, enorme, exact. Pierderile care sunt generate, inclusiv de furturi. Iată, momentele astea pot uh, fi uh, prevenite. Un alt moment important, în cazul în care vine o intemperie, poți fi deconectat la distanță, fără ca aparatele din casă. Mă rog să aibă de, de suferit, pentru că mai, mai sunt de cazuri. Și evident că există. Deci, contoarele sunt citite la fiecare 15 minute, ceea ce ne ajută să înțelegem câtă e energie noi avem în sistem și ne face cu mult mai eficienți când vorbim de gestionarea rețelelor electrice. Așa, pe scurt. Ca da, să... Uh, ca să înțeleagă și ei care ne ascultă, uh, zilele astea uh, spuneau colegii din România că probabil că vor face deconectări, uh, vor fi care careva deconectări pe anumite sectoare deoarece uh, fluxul de energie produs, uh, energie verde, atât de iuliană cât și solară este extrem de mare și rețelele pur și simplu nu rezistă. Actualmente, cei care au acasă conectate panouri fotovoltaice trebuie să conștientizeze că rețeaua practic este în loc de baterie. Da, exact. Și în momentul în care este livrat prea multă energie, care are anumite capacități, există riscul ca ea să nu reziste. Noi avem rețele foarte vechi și iată tranziția asta spre rețele inteligente, cât că o să mai dureze un pic, dar cel puțin sper că până la integrarea europeană să reușim să facem această tranziție, că este, chiar este de bază. Avem noi, ca țară, avem niște obiective, da? inclusiv în Planul Național de Energie și Climă, niște obiective pentru domeniul energetic. Aceste aspecte pe care le, le discutăm astăzi, legea care a fost aprobată acum câteva săptămâni de Parlament, legea. Legea sandbox. Da. Și digitalizarea ne va ajuta pe noi să atingem acele obiective ținte pe care le avem? Cu siguranță ne va ajuta. Cred că am zis un pic mai devreme că, iată, astăzi noi vorbim foarte mult despre energia asta intermitentă, solară și eoliană, Pentru că asta știm la moment. Dar s-ar putea peste 5 ani să apară ceva nou despre care noi habar nu aveam, pentru că lucrurile se schimbă la pas rapid și atât această lege vine anume să, să, ne ajute în acest parcurs, nu știu, eu, european, verde, oricare ar fi el, dar, atât, spre exemplu, este o revistă care îmi place foarte mult, o revistă online, Technology and Review, unde se vorbește despre toate descoperirile care se fac în diferite sectoare. Și, evident, eu citesc foarte mult despre energie, inteligența artificială, digitalizare, pentru că, din moment, moment ce digitalizezi sectorul energetic, poți aplica și algoritmii de machine learning și uh, inteligență artificială și se întâmplă lucruri minunate. Deci, când noi vorbim de această tranziție... Uh, Putem să ne referim și la faptul că astăzi economia din Republica Moldova depinde foarte mult de gazele naturale. Dar în Statele Unite deja se testează producerea sticlei, spre exemplu, producerea cimentului, betonului cu ajutorul energiei electrice. Ceea ce ar însemna, nu știu, o mică mare revoluție pentru Republica Moldova, pentru că din moment ce tu diversifici acele surse care te ajută să produce anumite, nu știu, faci produsul ăsta finit care îl scoți de vânzare, asta înseamnă că scade și prețul. În același timp ai mai multe locuri de muncă aici în, în țară, deci beneficii sunt o sumedenie. Eu am zis că noi noi ce obținem propus în cadrul ministerului, poate este prea ambițios ca până la sfârșitul acestui an să avem trei sandbox-uri, trei inovații. Deci să avem sunt companii care așteaptă să le spun că este verde, puteți, puteți să veniți și cred că pe parcurs, pentru că ne-am propus să facem și un parc de genul celui din, din Danimarca, ne vom extinde să înțelegem că deci unele companii pot, pot să ne ajute cu digitalizarea sectorului energetic. Alte companii pot să ne ajute cu proiecte de eficiența energetică a clădirilor, spre exemplu, pentru că asta este o altă problemă majoră în Republica Moldova. Alții pot veni iată cu, să zicem, să facă panourile solare de gen jaluzele. Deci sunt chestii și chestii de care nu urmează încă, încă să aflăm. Este minunat că deja sunt potențiali doritori de a... Sunt, da, ei sunt pentru că noi am decis din start că vom merge în paralel, deci nu vom face mai întâi legea și ne vom gândi da, cu cine vorbim. Deci noi am început să discutăm despre acest proiect încă vara trecută, chiar dacă conștientizam că drumul nu va fi ușor și pe alocuri chiar a fost greu. De ce? Pentru că atunci când vorbești despre lucruri foarte noi, trebuie să alegi un limbaj foarte simplu ca să le explici oamenilor ce este acest sandbox, ce se mănâncă acest sandbox, dar energia este, zic așa, motorul economiei oricărei țări și aici, deci pornim de aici, aici punem fundamentul și atunci ajutăm toate sectoarele care sunt în, în țara noastră. Cum sunt abordate subiectele ce sunt de securitate cibernetică în tot ce înseamnă digitalizare și dacă au fost cumva discutate în cadrul ședinților voastre aceste aspecte? Sunt discutate foarte serios încă de anul trecut am început să lucrăm cu, cu întreprinderele, deci cu toți operatorii care sunt în Republica Moldova, transport, distribuție, furnizare, ca să înțelegem că suntem la etapa incipientă și avem foarte mult de lucru, dar da, odată cu digitalizarea vine și partea asta care este așa veriga slabă securitatea informațională și cibernetică, iar noi, în procesul de accedere la Uniunea Europeană, deja ne suntem atacați foarte, foarte mult de, mă rog, anumite țări care unele au interes pur și simplu să distrugă tot ce avem, alte țări sunt interesate să fure date. Și aici sunt două aspecte. Deci, în primul rând, sunt atacurile sau, cum aș zice eu mai bine, că nu vine cuvântul exact, dar, mă rog, sunt cei din exterior, din exterior și cei din interior. Cine sunt cei din interior? Deci sunt oamenii care activează în întreprinderi și pe parcursul zilei pot accesa uh, diferite pagini web sau pot avea adresele și le au, de fapt, adresele de e-mail, toate în, în Rusia. Trebuie să investim foarte mult în educație. Da. Și cu asta am început, uh, un fel de sporire a conștientizării în rândul managementului, în rândul uh, angajaților. angajaților da, angajaților simple, dar să facem și training foarte. Profesionist anume cu specialiștii care activează pe cyber security. În același timp, în curând o spornim un audit pentru toate șapte întreprinderi de stat ca să înțelegem cum putem să-i ajutăm anume cu echipament, cu software, pentru că și astea sunt investiții foarte, foarte scumpe și dacă sunt din tarif, uh -huh. atunci tariful o sare în aer. Deci, avem norocul actualmente să fim susținuți de foarte mulți parteneri de dezvoltare și asta ne ajută foarte mult să reușim cu proiectele noastre și cu viziunea care o avem până în 2050, în ceea ce ține de schimbarea spre bine a sectorului energetic. Conform estimărilor pe care le aveți, atât digitalizarea, într-un final, ea ajută la relația dintre agentul economic, dintre. Prestatorul de serviciu și consumatorul final, sau nu? Uh, Pornind, hai poate să facem o, o sinteză a ceea ce înseamnă rezultatul celor 3500 de contoare. Uh, noi încă nu aveam... Uh, da, niște lecții învățate? Uh, da, lecțiile învățate sunt că trebuie să comunici foarte mult cu oamenii, să le explici ce presupune această digitalizare. O să-ți dau un exemplu, am fost la o misiune unde am vorbit despre acest proiect. Și am citit un comentariu care m-a amuzat. Deci a scris cineva că eu o să fiu nevoită să dau cu noaptea. Și am zis că cred că este o breșă în modul în care noi comunicăm, pentru că nu se rezumă doar la a porni, nu știu, mașina de spălat, cuptorul electric sau climatizorul, doar noaptea. Deci sunt o sumedenie de beneficii care o să iasă la iveală ceva mai târziu. Dar atât proiectul ăsta de science fiction care ne gândeam noi că noi avem un cabinet personal în care accesândul l poți să vezi da. istoria vieții tale într-un fel care te ușurează nu știu sau dacă vrei de la banca să iei un, un credit deci banca vede dacă ești mă rog un, da, un, un bun cetățean da. al țării în care locuiești în acest cabinet, iată, ai putea, având un singur ID, pentru că asta vrem să facem, să avem un singur cod de identificare a locului de consum, ai putea tu ca consumator să vezi, în primul rând, să primești toate facturile. În cabinetul tot personal, digital. Deci nu, nu se mai cheltueti bani pe hârtie. Și vorbim de toate facturile, toate serviciile publice, toate nu doar Toate serviciile noastre, noi asta ne-am ne, -am, ne -am propus, asta vrem să facem, asta încercăm să. comunicăm, înțelegem că sunt costuri, dar într-un final dacă compare costurile cu beneficiile atunci beneficiile depășesc costurile și atunci în acest cabinet personal tu să ai o imagine clară, dar și dacă mergi la bancă, banca se poate accesa oricând și să -ți dea acel credit ușor, pentru că o să vadă că tu nu ai datorii la la facturi în primul rând bine, ar putea și alte instituții să, să verifice dacă nu ai un cum ar fi criminal record. Da, dar paradoxul este că, actualmente, avem situația în care fiecare din operator, fiecare din prestator de serviciu, își are cititorii proprii, își are emiterea de factură proprii, ceea ce înseamnă costuri extrem de mari. Păi, asta vrem să reducem, pentru că digitalizarea presupune reducerea acestor costuri, dar, pe de altă parte, încă sunt cetățeni care, cred că niciodată nu au avut, un, spre exemplu, telefon, mobil performant, ca să înțeleagă cum funcționează aceasta. Deci, la fel va fi cu această trecere la digitalizarea sectorului energetic, pentru că trebuie foarte mult să discutăm cu oamenii, să le explicăm ce presupune asta și că este nevoie, totuși să ai o semnătură electronică, ca să poți vedea acel cabinet personal, să ai un telefon cât de cât mă rog performant, să fie smart, un pic, un pic uh, inteligent, dar să ne, aminte, să ne aducem aminte când a venit primul operator de telefonie mobilă în Republica Moldova, cât de speriați eram noi, noi, toți și nu înțelegeam cum e, posibil. cum e posibil să vorbești la telefon fără fir și acum nu ne imaginăm viața fără aceste telefoane, cât că o să fie, o să fie la fel. Deci va fi o revoluție spre bine. Țara noastră nu este atât de mare. Deci lucrurile se pot întâmpla destul de, de rapid, cu atât mai mult că avem granturi, deci anume pe partea mea de digitalizare sunt granturi și ele nu sunt mici, deci bani sunt mulți. Doar că procesul ăsta de migrare este, este complicat. Încă este complicat, deci mai avem de lucru. Până acum, nu de mult, uh în mare parte întrebările din partea jurnaliștilor, dar și din societate, în ceea ce ține aspectul de activitate sau cu ce se ocupă Ministerul Energiei, era prețul gazelor. Iată, ceea ce am discutat noi astăzi, de fapt, demonstrează că lucrurile au evoluat destul de mult, da? Dacă ar fi să spui în câteva propoziții, rezultat, că după aceste fraze pe care le-am spus noi general, este o muncă enormă, o muncă enormă atât a ta cât și a echipei pe care o aveți voi în cadrul ministerului. Dacă ar fi să spui în câteva cuvinte, da? Care sunt cele mai mari reușite la ziua de astăzi și cele și câteva așteptări pe care le aveți pentru viitorul an. Uh, Unde vreți să ajungeți? Uh, Veronica, într-adevăr, uh, în spatele celor realizări care uh, mulți nu vor să le vadă este o muncă enormă, dar o să încep cu gazele naturale. De ce? Pentru că noi în continuare încă ne mai încălzim cu gaze. Bine, nu foarte mulți în țară, pe general, majoritatea se încălzesc cu lemn, cu încă cărbune, dar economia noastră, din păcate, încă este pe cei combustibili fosili. Ceea ce am reușit noi să facem este să rupem acel lanț să ieșim de sub jugul Federației Rusia. Asta este foarte important și noi am reușit să stocăm gaze naturale în Ucraina și în România. Deci, într-un fel, noi am depășit criza și este foarte important când depășești o criză pentru că asta îți permite să te focusezi pe proiecte. Deci, modus operandi, criza a trecut și noi suntem la modus operandi, viziunea, eficiență energetică, energie verde, inovații, deci înțelegem cum vrem să ajungem în 2050. Nu doar scriem pe hârtie rog, niște, niște, cifre. Noi vorbim actualmente foarte mult despre faptul că noi plătim mult pe energie termică, spre exemplu, iarna. Dar în același timp noi nu înțelegem că noi trebuie să investim un pic în apartamentele în care noi locuim, sau în casele pe care noi le construim. Deci, să le încălzim un pic mai mult ca să nu ne plângem că este frig în casă, și din cauza acestui fapt, factura este, este mai mare. Noi vorbim despre faptul că transportul consumă cam vreo 25 de procente din de ce mixul Deci de da, clădirile sunt 50 de procente, transportul 25. Asta este foarte mult. Noi trebuie să electrificăm acest uh, transport. Deci uh, și oamenii iarăși sunt foarte rezistenți la această schimbare pentru că uh, mulți șoferi în continuare mai merg pe mașini cu uh, Diesel, spre exemplu. Și asta, la fel, nu este o abordare foarte constructivă față de mediul înconjurător. Și iată, în acest unbox, apropo, noi vrem să testăm și proiecte care țin de electromobilitate. Deci, asta tot ar fi. Nu. No, da. La un moment dat am vrea să testăm și hidrogenul. El deja este testat în loc de gazele naturale. Doar că hidrogenul este foarte inflamabil. Și atunci, noi încă mai studiem experiența altor țări ca să înțelegem cum îl putem aduce în, în Republica Moldova, dar cred că nu cred. Dar sunt sigură că în următorii 10 ani lucrurile se vor schimba radical spre bine în, în Republica Moldova. Pentru că. Cum a zis domnul ministru, energie scumpă nu este. Cred că noi trebuie să ne schimbăm abordarea față de cum noi consumăm această energie și cât de responsabili noi suntem, pentru că noi avem o moștenire, noi ne-am obișnuit că energia în Uniunea Sovietică era ieftină, dar lucrurile între timp s-au schimbat foarte și foarte mult și, și noi trebuie să fim mai responsabili când vorbim de mediu înconjurător, de energie, de tot ce consumăm și cum consumăm. Foarte frumos și îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și pentru deschiderea de a spune lucruri care sunt aparent poate complicate, dar le-a le explica simplu. După cum și-am spus, este o muncă enormă în spate a tuturor acestor proiecte de legi care sunt câteva foi. Dar în spate sunt oameni care s-au dedicat, cel puțin un an de zile, iată, pentru a scrie și a ajunge în fața Parlamentului cu aprobarea acestei legi. Dacă este ceva ce nu te-am întrebat și ai vrea tare mult să spui. Eu nu știu dacă este ceva ce nu mai întrebat, dar eu aș vrea să asigur toți cercetătorii, inovatorii, start urile companiile care stau poate mai bine pe picioare în Republica Moldova, când noi suntem deschiși, să vă ajutăm și stați cu ochii pe noi, pentru că noi ne vom asigura că toți cei din dumneavoastră care vreți să schimbați sectorul energetic, veți putea face acest lucru cu ajutorul Ministerului Energiei. Mulțumesc tare mult! Și eu îți mulțumesc!